Fiecare dintre dumneavoastră a avut în viața lui și zile bune și zile rele, nu-i așa? Ați avut anumite etape în viață, acum când le priviți cu detașare, în oarecare măsură din pricina trecerii lunilor, anilor, poate că vă amuzați de ele. Dar în momentul în care le-ați trăit, au fost de-a dreptul poate traumatizante pentru voi. Sau dacă vreți, au fost foarte dificile. O astfel de etapă din viața mea foarte dificilă a fost o smulgere, aș putea să spun poetică, din satul meu, din Brădet. Și m-am trezit dintr-o dată, dintr-o localitate cu 186 de numere, atâtea case, atâtea locuințe. Era un satul Brădet, știam pe de rost recensământul pe vremea aia. Acum s-a mai construit, nu prea locuiește nimeni, dar îs acolo. Și țin minte că m-am trezit dintr-o dată undeva prin început de octombrie în 2004, m-am trezit în București, într-un oraș de peste 2 milioane de oameni. Oameni buni, habar n-aveam care-i treaba cu tramvaiele, habar n-aveam care-i treaba cu metroul, l-am văzut numai din filme. Și a trebuit să mă acomodez într-o oarecare măsură la o lume cu totul și cu totul nouă pentru mine. Eram plecat dintr-un sat în care fiecare se binecuvânta pe celălalt, în care toată lumea se saluta. Și am ajuns într-un oraș în care toată lumea se împingea în celălalt să-și facă loc să treacă mai repede. Vedeți dumneavoastră, acomodarea la un astfel de mediu pentru mine n-a fost deloc ușoară. Mai mult de atât, din prisma multor complexe pe care le-am avut, țin minte când am început cursurile Institutului la București, pentru că habar n-aveam terminologia asta bisericească, teologică, habar n-aveam ce-i pneumatologie. Habar n-aveam ce-i eclesiologie, le-am învățat și acum mai traumatizez pe alții cu ele. Dar pe vremea aia, credeți-mă că erau niște noțiuni care pentru mine erau desprinse din science fiction. Și gândiți-vă că ajungi într-un mediu în care vezi foarte mulți care vorbesc pe un nivel așa superior de înțelegere și de exprimare și întrebarea mea era, bă, ce caut aici? Doamne, cum am ajuns în locul ăsta? Ce caut eu aici? Cum probabil că s-ar putea să fie mulți care ați venit la facultate la Oradea sau ați ajuns în orașul ăsta și vă întrebați, Doamne, ce caut eu aici? În urmă cu 7 ani, când m-am mutat de la Ștei, din patria Oraniului și am ajuns în Oradea, în cartierul Nufăru, la fel m-am întrebat și eu, Doamne, ce caut aici? Vedeți dumneavoastră, acomodarea cu lucrurile acestea noi este foarte dificilă. Însă, țin minte că aveam o chestie atunci, în primele luni la facultate, și anume, aveam întotdeauna tentația asta de a mă întoarce înapoi acasă. Efectiv, vreau să renunț. Au fost atâtea zile, credeți-mă, numai providența lui Dumnezeu m-a împiedicat. Dar au fost atâtea momente în care, sincer, mă uitam cu dor înspre casă, mi-era dor de satul meu, mi-era dor de locurile alea familiare în care mă cunoștea toată lumea, în care cunoșteam pe toată lumea și exista o chemare, dacă vreți, înspre locurile obișnuite. Vreau să vă spun ceva cu lucrul ăsta, dragii mei. În viața noastră, când ne vom confrunta cu lucruri noi, în viața noastră când vom trece în perioade de criză, în viața noastră când vom experimenta mai ales anumite momente de confuzie, știți care este cea mai mare tentație care este în noi? Să ne întoarcem în locurile în care ne simțeam în largul nostru. Să ne întoarcem înapoi în locurile în care aveam oarecare siguranță relativă. Vreau să vă dau un exemplu. Luca, capitolul 24. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în ziua aceea de duminică a învierii lui Iisus Hristos, doi ucenici pleacă de unde? Spune Biblia că pleacă din Ierusalim, știți unde? Spre Emaus. Pleacă de la Ierusalim pentru că ceea ce se întâmplase la Ierusalim în ultimele zile pentru ei îi pur și simplu de o ceață totală. Nu reușeau să înțeleagă, nu reușeau să pună cap la cap toate informațiile despre ceea ce se întâmplase. Și care-i tendința? Unde îi vedem pe oamenii ăștia? Spune Biblia că îi vedem pe doi oameni mergând cu capul în pământ. Știți unde? Pe drumul Emausului. Înapoi acasă, înapoi în locurile în care te simți în siguranță, înapoi în locurile în care oarecum ești stăpân pe situație. La fel, dragii mei, se întâmplă cu pasajul și cu omul principal din acest pasaj, dacă vreți, în dimensiunea umană și nu cea divină, pentru că acolo e Hristos. Îl vedem pe Petru, dragii mei. Iisus le spune doar atât. Dumnezeu le spune doar atât prin îngeri. Plecați în Galileea pentru că Iisus vrea să se întâlnească cu voi acolo. Ajung în Galileea și, dragii mei, Galileea e locul lor de baștină a celor mai mulți ucenici.
Petru întors pe malul lacului Genezaret, unde probabil 15-20 de ani a fost pescar și știa cum merg lucrurile. Ce face Petru? Petru nu-L așteaptă pe Iisus, Petru nu așteaptă noi instrucțiuni, Petru face un lucru pe care noi, repet, ca și oameni avem tendința să-L facem. Când ne confruntăm cu anumite crize în viață, când nu mai înțelegem anumite evenimente, când nu mai înțelegem de ce se întâmplă anumit lucru într-un anumit fel, ne întoarcem, dragii mei, la corabia noastră, ne întoarcem, dacă vreți, la barca noastră, ne întoarcem la ceea ce știam noi să facem înainte să-L cunoaștem pe Iisus. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Petru, știi ce face? Ăștia stăteau toți confuz, bă, o zis că vine, n-o venit, stăm, așteaptă. Și la un moment dat zice Petru, bă, știi ceva? Eu mă duc să pescuiesc. Eu mă duc să pescuiesc. De ce? Pentru că, dragii mei, Petru asta știe să facă. Și omul ăsta, dragii mei, se întoarce înapoi la lucrurile pe care era obișnuit să le facă cu atât de multă frecvență înainte. Însă, oameni buni, ceea ce se întâmplă mai apoi din episodul și din narațiunea asta biblică ne arată, de fapt, dragii mei, că drumul nostru nu este în direcția aceea. Ne arată, dragii mei, că Dumnezeu nu vrea să te întorci înapoi la corabia aceea din care te-a scos. Ci, dragii mei, Dumnezeu are o altă direcție, Dumnezeu are un alt itinerariu pregătit pentru tine. Și spun, pentru tot ce va fi pentru viața ta, pentru tot ce va fi peste 3 ani și încă nu vezi, vreau să spun ceva, lăudat să fie Dumnezeu. Pentru tot ce se va întâmpla cu tine, poate luna viitoare, și încă tu ești în ceață și îți vine să fugi acasă, să-ți faci bagajele, vreau să spun ceva, pentru ziua pe care va urma, pentru ziua când vei înțelege, pentru luna, pentru anul, poate peste 5 ani, poate peste 10 ani, când vei vedea de fapt care a fost planul lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu, spun în această zi împreună cu voi, binecuvântat să fie Dumnezeu. Și care ideea noastră, dragii mei, este că atunci când suntem în ceață, la fel ca cei doi de pe drumul Emausului, la fel ca Petru, dragii mei, când suntem în ceață, știți ce facem? Ieșim din zona chemării noastre și intrăm în zona de confort. Ieșim din zona chemării pentru că nu mai înțelegem, pentru că nu mai distingem voia lui Dumnezeu și vocea lui Dumnezeu și intrăm în zona confortului nostru. Știți cum aș defini eu, dragii mei, zona de confort a unui creștin? Știți care este zona de confort a unui creștin? E locul ăla în care te descurci și fără Dumnezeu. Zona de confort, ascultă-mă, a unui creștin este zona aceea în care poți să trăiești și fără Dumnezeu. În care poți să nici nu mânca să te rogi și să ai ce să mănânci. E zona în care poți să trăiești fără credință pentru că ai pe mama și pe tata. E zona, dragii mei, în care ai anumite resurse și în care nu ai nevoie să stai și să trăiești prin credință. Zona de confort, dragii mei, este locul ăla în care noi credem că putem să trăim fără Dumnezeu. Petru se întoarce la barcă. Atâția ani, dragii mei, au pescuit și nu a fost Iisus. Atâția ani au avut de prinderi, în atâția ani au știut cum se gestionează problema asta și se întoarce înapoi la barca lui și ne întoarcem și noi la zona aceea de confort. Însă ascultați-mă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Luca, capitolul 9, cu versetul 62. Iisus a zis, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a chemat într-o zonă chemării și a slujirii și tu te întorci în zona de confort a vieții tale. Dumnezeu în această seară vreau să spună ceva. Și știu că ceea ce o să spun s-ar putea să sune ca un fel de deviza FBI-ului. Poți să fugi, poți să te ascunzi, dar nu poți să scapi. Asta e deviza FBI-ului, slavă Domnului că noi suntem în România. Îi mai prinde pe unii hacker de pe Prahova, dar noi nu suntem sub egida acestei devize, dragii mei. Vreau să spun în această seară un mesaj pe care l-am intitulat în acest fel și cred că este din partea lui Dumnezeu și pentru tine. Nu există cale de întoarcere. Nu privi înapoi, știi de ce? Nu privi înapoi pentru că vreau să spun ceva. Nu există cale de întoarcere. Pentru că nu vei găsi nicio corabie. Pentru că nu vei mai găsi nimic din tot ce a fost înainte. Nu există cale de întoarcere. Ascultă-mă ce spun. Nu știu prin ce treci, nu știu cu ce te confrunți, însă Dumnezeu îți spune în seara asta, ascultă-mă bine, nu există cale de întoarcere. Doamne, știi, sunt în ceață și îmi vine să mă duc înapoi la Emaus. Nu există cale de întoarcere. Doamne, sunt într-o confuzie totală.
Doamne, Dumnezeule, știi, vreau să mă duc înapoi la barca mea. Și Dumnezeu spune, nu există cale de întoarcere. Nu privi înapoi, ți-o spun în numele lui Iisus Hristos, pentru că nu există cale de întoarcere. Trei lucruri, dragii mei, face Dumnezeu ca să ne convingă de adevărul acesta. Și, dragii mei, primul lucru pe care îl face Dumnezeu ca să ne convingă de asta, știți ce face Iisus? Iisus, dragii mei, ne lasă să mergem fără El ca să vedem ce putem să facem fără de El. Uneori, ascultă-mă, ca Dumnezeu să te convingă, trebuie să te lase, să mergi de capul tău, să te apuci tu de ceva, să faci tu ceva, ce crezi că te pricepi. Și vreau să spun ceva, uneori ca să te convingă Iisus Hristos că nu există cale de întoarcere pentru tine, uneori, ascultă-mă ce spun, pentru o anumită etapă din viața ta, pentru că te iubește, pentru că vrea să te înveți o lecție pe care n-ai voie să o uiți niciodată, Iisus Hristos, ascultă-mă, ne lasă și te lasă să mergi fără El. Și știi de ce? Ca să te lămurești odată ce poți tu să faci fără de El. Să duce Petru fără de Iisus. Se duce Petru înapoi la corabie, se duce Petru înapoi la vechiul lui Job, se duce Petru înapoi în vechea lui slujbă și probabil când o simți briza mării, o zis, bă, îs la mine acasă înapoi, wow, vremurile bune se întorc, în sfârșit îs înapoi, bă, nu știu ce s-a întâmplat cu Iisus, nu știu, apare, dispare, stă cu noi 5 minute, după aia dispare și nu-l mai vedem, îi viu, nu știm, e o iluzie, dar știi ceva, corabia asta nu e iluzie, corabia asta e o realitate, bă, știi ceva, am copii, am soție, dar măcar, domne, vorba aia, e bine că ai o pâine, că știi să lucrezi, că știi să faci ceva, că o să mă descurc eu cumva. Și Petru se întoarce, dragii mei, înapoi în trecut. Se întoarce la corabia lui. Dar, dragii mei, uneori Dumnezeu tocmai de asta ne lasă să mergem fără de El, pentru că vrea să-ți arate ce poți tu și cu mine fără de El. Ascultă-mă, fără de Dumnezeu, vreau să înțelegi aici un adevăr mare, fără de Dumnezeu, în lucrurile în care ne credem pricepuți, vom da dovadă de nepricepere. În lucrurile în care crezi că ești bun, Dumnezeu o să-ți demonstreze că habar nu ai. Oameni buni, Petru, să ne înțelegem, nu a fost genul ăla de pescar care îi mai văd eu de la nivelul etajului 2, de pe Alexandru Andrițoi, nu vă zic toată adresa, să nu veniți pe acolo, numărul 43, PB31, apartament, gata. Restul sunați un proroc să-l descoperiți. Genul ăla de pescar pe care îi vezi amator sâmbăta, da? Care vor să fugă de nevastă, unde te duci la pescuit? Ei nu prind în veac nimic, dar se duc să scape de stres. Și unul de oameni, știți, care fug, pentru ei pescuitul e un hobby. Vreau să vă spun ceva, pentru Petru, pescuitul nu a fost hobby. Pentru Petru, dragii mei, pescuitul era jobul lui. Pentru Petru, pescuitul era o chestie de viață și de moarte. Era, dacă vreți, felul în care își întreținea familia. Și vreau să vă spun ceva, în an de zile Petru s-a specializat. Petru știa să prindă pești, Petru știa exact unde se află peștii, avea trucurile lui pescărești, știa exact când trebuie să pescuiască, vedeți, îl vedem, noaptea s-a trudit pentru că atunci e fereastra cea mai bună de prins pești, nu știu, dar bănuiesc așa, dacă el a făcut treaba asta. Acum, dragii mei, el și știe cum să pescuiască, ce fel de cârlig, nu mă pricep în domeniul ăsta, credeți-mă, n-am răbdare, m-a dus una dată că eu l-a pescuit. Frate, să vezi ce fain e. Bă, și m-a convins. Am fost acela la Usasou de Criș, la crap. Și da, să vezi, doar când se lasă seara, vine știuca. Păi m-am uitat, n-aveam Facebook, măcar un ceas. Am zis, bă, știi ce, eu plec, nu mai pot. Bă, dar stai să vezi că acum tot venea, nu mai venea, stai 3 ceasuri, n-au tras nimic. Și tot aștept să se întâmple și să nu mai întâmplă nimic. Cam asta e ideea cu pescuitul din perspectiva unui profan. Însă, dragii mei, Petru e un profesionist. Dar știți ce e fabulos? Dragii mei, e că zona în care, în mod normal, ar trebui să excelezi, este zona în care Iisus Hristos, în mod intenționat, te lasă să falimentezi. Pentru că vrea să-ți arate ce poți tu să faci fără de Iisus. Despărțiți de mine? Și ce putem noi să facem? Spuneți, un mare nimic.
Nu există cale de întoarcere. Și ca să te convingă de asta, Iisus Hristos te lasă uneori să mergi fără de El ca să te convingi tu, să dai cu capul, să vezi ce poți să faci fără de Dumnezeu. Dar mai apoi, dragii mei, uitați ce tehnică are Dumnezeu să ne convingă, ca să ne aducă la mal, pentru că la un moment dat Iisus îl aduce pe Petru la mal și pe ucenici. Ca să ne aducă la mal uneori Iisus, știu ce face? Uneori ne umple corabia, cum e cazul ăsta, dar alteori știi ce face ca să ne aducă la mal? Ne scufundă. În cazul ăsta lui Petru, dragii mei, Iisus Hristos spune Biblia că le-a dat o captură pe cinste. Și la un moment dat, Petru, când vede că mrejele sunt pline, când văd că tot ce trebuie să facă diferit este să arunce în partea dreaptă, i-a încercat în stânga, nu știu dacă erau de stânga și politic, dar toată noaptea s-a trudit odată în stânga, pentru că acolo era în mod normal peștere și nu era deloc. Și Iisus le spune, aruncați mreaja în partea dreaptă și încep să tragă și e plină. E plin oc vorba românului. Pentru că, dragii mei, ca să ne aducă uneori la mal Iisus Hristos, ne umple corabia, dar alteori, ascultați-mă, ne scufundă. Uitați-vă în cazul lui Iosafat. Există un caz celebru în istoria Vechiului Testament, 2 Cronici, capitolul 20. La un moment dat zice Biblia că după aceea, 2 Cronici 20 cu 20 la 35, și știu că adorați momentele în care citesc din Sfânta Scriptură. După aceea, Iosafat, împăratul lui Iuda, s-a unit cu împăratul lui Israel, Ahazia, cărui purtare era nelegiuită, era un băiat bun cu unul rău, cu alte cuvinte. S-a unit cu el ca să zidească niște corăbii, să facă bani, ca să meargă la Tarsis, și au făcut corăbii la Țion Geber. Atunci, Eliezer, fiul lui Dodava, nu mai spun că e greu de pronunțat numele lui tata lui ăsta, spune Biblia că a prorocit împotriva lui Iosafat și a zis, pentru că te-ai unit cu Ahazia, Domnul îți nimicește lucrarea. Și atenție, și corăbile au fost sfărâmate și n-au putut să se ducă la Tarsis. Pentru că ascultă-mă ce spun, ca Dumnezeu să te aducă la mal, ca Dumnezeu să te aducă acolo unde ți este locul. Uneori Dumnezeu știi ce face? Acolo unde ai crezut tu că o să-ți fie bine, acolo unde ai crezut tu că o să faci bani, acolo unde ai crezut tu că o să reușești, acolo unde ai crezut că o să prosperi, acolo unde ai crezut că o să te descurci. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu scufundă corăbile. Pentru că vrea să te ducă la mal. Și ce faci? Fugi mai ceva ca aia de pe Titanic când se scufundau. Și cauți malul. Pentru că este modul prin care Dumnezeu vrea să-ți arate. Știi ceva? Fără de mine nu poți să faci nimic. Știți că îmi place o istorie și vreau să vă traumatizez cu lecție de istorie frumoasă, dar e aplicativă și bună. Când s-a descoperit America de Sud și când au aflat europenii spanioli în mod special, când au aflat că există niște imperii puternice, mai mult de atât pentru că există acolo El Dorado, acolo e aur, câtă frunză și iarbă, vorba românească, dacă pot să fac metafora asta. Ne spun istorice, dragii mei, că la un moment dat, Fernando Cortés, cel care a cucerit Mexicul de astăzi, peninsula Yucatán, o pronunț în ce să nu încurc, să nu iasă altceva. Da? Era un imperiu aztec foarte bogat, plin de aur. Și la un moment dat, Fernando Cortés a realizat un lucru, că nu o să reușească niciodată cu mâna lui de oameni să cucerească ditama imperiu, câtă vreme soldații lui se vor uita mereu la barcă, la corabia cu care au venit. Ei au venit cu mai multe galioane, dar ca să se coboare, dragii mei, din galion și să ajungă la mal, la țărm, aveau niște corăbinale mai mici. Erau câțiva kilometri până la țărm. Când au ajuns cu galioanele aproape în zona de golf, au pus ancorele, s-au dat jos în bărcile acelea mici și s-au dus înspre mal. Și în primele lor tentative de cucerire a Imperiului Aztec, toți fugeau înapoi în corăbile ale mici să fugă. Și Cortez a realizat un lucru. Dacă nu voi scufunda corăbile acestea mici, ca să nu mai poată să ajungă la galion, nu o să am nicio biruință. Și într-o zi, în văzul lor, ce și-a făcut? A dat foc la bărcile ale micuțe. Și a zis, băieți, înapoi nu mai aveți nicio șansă. Murim sau cucerim? Ce credeți că s-a întâmplat? O mână de oameni care au început să înțeleagă că nu mai au nimic de pierdut. Au început să câștige totul. Pentru că ce vreau să spun în această zi este că uneori Dumnezeu, ca să te convingă de ce poți să faci fără de El, o să scufunde corăbile tale și o să vezi că nu poți să faci absolut nimic fără de Dumnezeu. Nu există cale de întoarcere. Și ascultă-mă, un al doilea argument ca Dumnezeu să te convingă de adevărul acesta și o trebuie să-L convingă și pe Petru, și ce face Iisus?
ca să ne convingă de acest adevăr, dragii mei, vine după noi, pentru ca noi să putem merge după El. Asta e partea frumoasă a lui Dumnezeu. Știți, Dumnezeu, dragii mei, vine după Petru și vine după ucenici. Și ca noi să putem să mergem după Iisus, ca să înțelegem că nu există cale de întoarcere, ca să ne putem împlini chemarea pe care o avem în Hristos, asta e partea frumoasă a lui Dumnezeu. Este că Iisus Hristos, uitați-vă, vine după ei, pentru ca mai apoi ei să poată să meargă după Iisus. Dragii mei, vreau să spun ceva în seara asta și ascultă-mă bine. El nu vine după tine sau după mine, pentru că noi am avea ceva să-i oferim. El vine după mine și El vine după tine pentru că El are ceva să-ți ofere. Dragul meu, ascultă-mă ce spun în această seară. Dumnezeu nu este om. Iisus Hristos nu este ca oamenii. Pe Iisus Hristos îl interesează sentimentele tale, nu statutul tău. Pe Iisus nu l-a interesat faptul că, nu știu, cu Petru ar putea să facă ceva business. Pe Iisus Hristos nu l-a interesat un parteneriat strategic între el și pescarii ăștia. Pe Iisus Hristos, dragii mei, interesează un singur lucru. Petre, mă iubești? Pe Dumnezeu, ascultă-mă, spre deosebire de oameni, oamenii se uită la tine și zic, bă, cum aș putea să câștig împreună cu ăsta? Ce aș putea să câștig de pe el? Dacă stau lângă el, cu ce mă aleg? Pentru că noi ca oameni din fire suntem egoiști. Când vezi un om în spatele tău, deja vezi cifre, vezi afaceri. Iisus Hristos când se uită la tine, Iisus Hristos, ascultă-mă, nu se uită la ceea ce ai tu. Iisus Hristos în seara asta se uită la tine și se uită la ce îți poate oferi. Pe Iisus Hristos nu interesează statutul tău, pe Iisus Hristos îl interesează sentimentele tale. Te întreabă Dumnezeu în seara asta, mă iubești? Pentru că asta îl interesează pe Dumnezeu. Și ca să te convingă că nu există cale de întoarcere, Dumnezeu, omul, înțelege că El vine după tine pentru ca mai apoi tu să ai putere să mergi după El. Și vine după tine pentru că are ce să-ți ofere. Nu pentru că am avea eu sau cu tine ceva, ce am putea noi să-i oferim lui Dumnezeu și nu are. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu? Imaginați-vă puțin cadrul ăsta după pescuirea asta minunată. Imaginați-vă acest cadru, dragii mei, că la un moment dat Petru are în fața lui două imagini, două tablouri. Vede mreaja aceea plină cu 153 de pești mari și mai apoi îl vede pe Iisus. La ce te uiți? De fi fost acolo după ce te-ai trudit o noapte întreagă, să prinzi și nu ai prins nimic, la ce te-ai fi uitat? La pești? Sau la Iisus? Ascultă-mă ce spun astăzi. Spre deosebire de oameni, pe Iisus nu-L interesează peștii tăi. Tot ce-L interesează pe Iisus, îngăduiți-mi să fac metafora asta, este să te pescuiască pe tine. Pe Iisus nu-L interesează peștii tăi. Pe Iisus nu-L interesează diplomele tale. Pe Iisus nu-L interesează potențialul tău din IT. Pe Iisus nu-L interesează cariera ta. Pe Iisus nu-L interesează cât ai tu salar sau nu ai. Pe Iisus Hristos îl interesează și un singur lucru, ființa ta. Oamenii vor peștii tăi. Iisus Hristos vrea să te pescuiască pe tine. Iisus Hristos te vrea pe tine, omule, tu înțelegi asta? Auzi ce spune 1 Ioan capitolul 4 cu versetele 9 la 10, dragostea lui Dumnezeu, ascultați! Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat, știți prin ce? Prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său Fiu, pentru ca noi să trăim prin El. Și ascultați, în ce constă dragostea asta lui Dumnezeu, care e diferită de cea omenească? Și spune, și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi. Pentru că noi n-aveam ce să-i oferim noi lui Dumnezeu, păcate, rușine, obiceiuri rele, blesteme, afurisenii. Ce să-i oferim noi lui Dumnezeu? Nebunia noastră, ce să-i oferim lui Dumnezeu noi? Dumnezeu, omule, ascultă-mă, nu te privește ca pe o afacere. Oamenii se uită la tine și te văd ca pe o afacere. Ce ai putea? Cum aș putea să câștig? Iisus Hristos, și în ochii Lui tu nu ești o afacere. În ochii Lui tu ești o ființă pe care o iubește. Și ca să te facă să mergi după El, știi ce face Iisus? Iisus vine după tine. Ca să te convingă că nu există cale de întoarcere, Iisus Hristos vine după tine,
pentru că mai apoi tu și cu mine să putem să mergem după El. Dar mai apoi, dragii mei, știți de ce? Mă dați îngăduiți-mi să vă mai aduc un argument de ce trebuie să mergem după Iisus. El vine ca noi să putem merge după El și ne convinge că ne iubește fără să merităm asta. Dar ascultați-mă, noi trebuie să mergem după Iisus cu atât mai mult cu cât sunt alții care vin după noi. Și dacă mă înțelegi, dar ascultă-mă bine puțin, gândește-te numai la asta. Dragii mei, la un moment dat în cadrul ăla vedem niște ucenici confuzi și derutați. Și dintr-o dată Petru zice, vă știi ceva? Eu mă duc să pescuiesc. Și ce zică el alții? Domnul cu tine. Să-ți ajute Domnul. Și să ne aduci și nouă ceva. Nu. No. Gândiți-vă la cadrul ăsta, zică el alții, păi venim și noi cu tine. No, acum vreau să vă gândiți că acolo, între ăia, erau unii ucenici care habar n-aveau cum e cu pescuitul. Erau acolo oameni care în viața lor nu au fost pe o corabie, nu au văzut o furtună în viața lor. Dar știți ce interesant este că ea se uită la Petru, e singurul care are o inițiativă în tot grupul ăla și zice, bă, venim și noi după tine. Spunea un om al lui Dumnezeu în felul următor, făcea o observație frumoasă din textul ăsta, o zis că e interesant că oamenii urmează un lider și când ăsta e confuz. Oamenii urmează un lider și când liderul e confuz. Acum vreau să spun ceva, lucrul ăsta pe de-o parte e înălțător. Dacă te gândești numai de exemplu la cadrul ăsta, uitați-vă în 2 Samuel 15, să vedeți un cadru interesant. 2:15 cu 19 la 21, Absalom pornește răscoala împotriva lui tatăl său David. Și David spune cuvântul lui Dumnezeu că fuge din Ierusalim și împreună cu el sute de oameni. Și la un moment dat, auziți, împăratul îi zice unuia care vine după David să ține scai de el. Și numele lui ăsta este Itai din Gat. Și zice, pentru ce să vii și tu cu noi? Întoarce-te și rămâi cu împăratul, căci ești străin și ai fost luat chiar din țara ta. De ieri ai venit și azi să te rătăcești cu noi încoace și încolo. Auziți ce spune David aici? Că nici eu însumi nu știu unde mă duc. David îi înceață. David un singur lucru știe că trebuie să facă, să fugă. Și David îi zice, bă, omule, unde să vii după mine? Că eu sunt confuz, habar n-am unde să mă duc. Și ce spune Itai? A, dacă e așa, nu mai vin după mine. Bine că mi-ai spus. Zice, știi ceva? Nu mă interesează și eu vin după tine. Dacă mor, mor și eu, dacă trăiești, voi trăi și eu. Oamenii, auziți, te urmează. Aveți spune, asta e pentru tine, că tu ești păstor și, oh, Domnul să fie cu tine. Tu știi că ai o zonă de influență? Tu știi că există poate 3-4 oameni pe lângă tine care se uită exact ceea ce faci tu? Și ce te văd pe tine că faci, aia vor face și ei. Ce decizii vei lua tu, se vor inspira din deciziile tale. Și te vor urma. Fără să știi, tu ești un lider. Tu ai influență. Dar ceea ce e interesant într-un fel este, auziți, că oamenii urmează un lider și când ăsta e confuz. E interesant pe de-o parte, dar vreau să vă spun ceva, e înspăimântător pe de altă parte. La ce mă refer? Pentru că dacă omul ăla e rătăcit, dumneavoastră realizați ce responsabilitate e pe umerii tăi? Există oameni, ascultă-mă, asupra cărora exerciți o influență. Există oameni care merg după tine. Apostolul Pavel zice, călcați pe urmele mele, întrucât și eu ce fac? Calc pe urmele lui Hristos. Dar ce faci când tu nu mergi pe cale bună? Tu realizezi faptul că sunt oameni care se rătăcesc pentru că tu ești rătăcit? Tu realizezi că există oameni în familia ta? Dacă tu ca și cap de familie mergi într-o direcție greșită, tu îți dai seama că îți duci toată familia într-o direcție greșită? Tu realizezi lucrul ăsta? Tu realizezi și ce responsabilitate presupune asta? De-aia Iisus Hristos vine după tine în seara asta, pentru că ești rătăcit, poate. Iisus Hristos vine și spune, vino după mine, pentru că tu mergi într-o direcție greșită și problema este că îi duci și pe alții într-o direcție greșită. Realizează lucrul ăsta, pentru numele lui Dumnezeu. Uitați-vă exemplul la farisei, care din punct de vedere doctrinar este corect.
Dar din punct de vedere moral, sunt niște putregaiuri. Să putea să vorbești corect, să vorbești din Biblie, dar prin felul în care trăiești și duci pe alții în rătăcire, pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, vă știți ce faceți? Vă faceți un cenic și îl faceți de două ori mai rău decât voi și îl faceți un fiu al genei. E foarte important să înțelegi că trebuie să mergi după Iisus, pentru că ai copii. Și dacă tu ești rătăcit, s-ar putea să meargă și într-o direcție greșită. E foarte important să mergi după Iisus, pentru că ai prieteni care merg în direcția în care mergi tu, pentru că tu influențezi. Nu sunt niciodată o lecție pe care, cred că v-am mai zis-o în biserică, am trăit-o pe propria mea piele și de-aia nici nu o uiți și de-aia o povestești mereu. Pentru că rămâne acolo. Cu ani de zile în urmă, un grup de prieteni din Oradea m-a rugat, Dorel, tu ești din zona acolo de sub munți, tu ești de acolo de sub creasta Padeșului. Noi nu suntem, zice, profesioniști, nu m-am auzit, am văzut poze cu Padeșul, m-am auzit că sunt peșteri frumoase, că zice, trasee superbe pe acolo și zice, n-ai vrea, Dorel, n-ai vrea acum să vii tu cu noi, să ne conduci, să ne fii ghid? Pe cum să nu? Se pune problema? Hai dacă e așa. Țin minte că m-am dus că e în Padeș și trebuia, nu știu, 4-5 zile. M-am dus în prima zi, era un traseu pe care chiar îl știam, la cetățile Ponorului, toată lumea știe. Și acum nu vreau să vă subestimez, dar și unii de 70 de ani reușesc să facă, dar ar trebui să încerci și tu. Nu privi înapoi. Și a fost faină prima seară, impresie după, bă, Dorel, mulțumim, am văzut niște lucruri extraordinare. I-am dus în minte mai apoi pe cheile galbene, a fost superb, greu într-adevăr, dar superb. Era un marcaj foarte fain, simplu, ușor de discernut. Din nou m-au felicitat, din nou mi-au zis, Dorel, mulțumim, apreciem. I-am adus mai apoi la cetățile Rădesei, a fost superb, de asemenea. Și după fiecare experiență de genul ăsta, vreau să spun că mândria mine creștea așa, ca și bursa câteodată la criptomonede, înainte să cadă. Și eram foarte... Dar mă l-a pus, nu știu, ispita pe unul, nu știu cine, l-a pus pe unul să îmi zică seara la foc, Dorel. Bă, am văzut că e un traseu aici fain. Care, mă? Mâine ultima zi, la ce te-ai gândit? Bă, m-am gândit să facem bisericuța moțului pe acolo, ceva. Dorel, e un marcaj, am văzut că scrie lumea pierdută. Bă, sună fain, chiar că sună fain. Și a zis, Dorel... știi, ne poți duce cumva acolo toți. Da, chiar așa, sună interesant. Eu? Bă, oameni buni, l-am ținut la urmă tocmai ca să vă cirașa de pe tort o să o aveți mâine. Țin minte că am plecat de dimineață puternici, cu raniți în spate, cu borcane, cu zacuscă, cu provizii, de am crezut că e sfârșitul lumii, cu buncăr antiatomic după noi. Și am intrat, țin minte, de la platoul Padeș, undeva în stânga. Și acum, țin minte, era indicatorul, o săgeată, lumea pierdută. Acum, dragii mei, unele denumiri tocmai te avertizează. Stai cu minte. Dar noi am intrat. Eu eram în față, ei după mine, toți curioși, wow, să fie fain. Și eu zic, o să fie o zi de neuitat. Nu știam ce o să spun. Ne-am dus, am intrat, ne-am dus un ceas, ne-am dus două. Ligamentele deja aveam... pa durere, pa duden, spun sincer că nu mai fast un gel, nimic nu mai funcționa. După vreo două ceasuri, la un moment dat zice unul, frate Dorel, spirit de observație, frate Dorel, nu vreau să, n-am mai fost cumva pace în zona asta noi. Bă, omule, ai încredere în mine, ok? Eu sunt aici, bine, scuze, nu mi s-a părut. Și ne ducem. Și ne ducem. Și la un moment dat, zice unul, stop! Nu mai putea nici el, nici eu. Dorel, vină încoace. Noi am mai fost pacii, că țin minte ăștia, bradul, molidul ăsta, țin minte și acum, că am mai fost pacii. Și la un moment dat, când poporul a început să se tulbure, m-a luat unul deoparte și a zis, Dorel, hai numai puțin. Frate Dorel,
Ați pățit scena aia când ți-a uitat unul pierdut la tine și tu te uiți tu pierdut? Și zice, frate Dorel, unde suntem? Nu știu. Frate Dorel, ne-am pierdut? Evident. Era o conversație gen cum a avut Petru cu Iisus, știi? Din aia privată. Dar dintr-o dată unul parcă lucra la DNA, ne-au auzit. Ne-am pierdut! Să vezi acolo un popor, rumoare. Cine ne-a pus? Am venit, nu știu. Oameni buni. Nu știam, vorbea să mă ascund după bolovan. Căutam eu peșteră să mă ascund în ea. Mi-era o rușine. La un moment dat ne-am mai dus, n-am mai găsit nimic. La un moment dat am zis, bă băieți, nu știu unde suntem. Să vedeți plângerea lui Ieremia acolo, în padiș. Și stăteam acolo de pus solat. Oameni buni, am încercat să ieșim toate părțile, numai în cer ne învârteam. Și la un moment dat auzim o maghiară superbă. Când ești în România și auzim o maghiară, și auzeam un grup care se apropie. Dintr-o dată vin oameni. Oameni buni. Când am văzut că apare odată niște tufișuri din alea, că e o vegetație luxuriantă acolo, când am văzut că apare unul, era cu un club, din o barbă la Dostoevski, știți, din aia, și ăsta era acolo cu o hartă, mergea și în spatele lui vreo 10-15, un grup așa numeros, toți după ăla, păi m-am dus, eu am fugit la el. Și ghicea, nu știam multe, dar e bine să știi două, trei cuvinte. Și zic, eu încep în engleză. Și toți, te-ai rătăcit ceva în genul, da, mi-am rătăcit. Limba disperării, toată lumea o înțelege. Poți să comunici în disperare cu oricine, credeți-mă, te înțelege că ești disperat. Și îmi spune omul din semne, din mâini pe acolo, Ștefi îl chema, așa cum ați în minte, Domnul să-l binecuvânteze, să-l aldoiască toată viața. Au zis, bă, veniți după noi. Oamenii vând după vreo un ceas jumate, ne-au scos Ștefi, liniștit, am ajuns apoi la cabana Padiș și acum procesul etapei la focul de tabără. Dorel, unul, știți, atât de febră să ai că și gura te doare câteodată. Și mi-a zis ăla care s-o ocărti mai tare, Dorel, dar de ce nu i-ai spus că nu știi? Bă, zic, sincer, am vrut mă să vă impresionez. Am crezut că mă descurc. Dar adevărul este că am dat o bară. Am văzut o lecție de atunci că să nu-i conduci în viață, ferească-te Dumnezeu să-i conduci pe alții pe unde nu ești sigur. Că nu știi unde vei ieși sau dacă vei mai ieși. Aplică asta pe o notă însă mult mai dramatică la ceea ce se poate întâmpla spiritual. Iisus Hristos îți spune, ascultă-mă bine, e o lume confuză, e ceață multă, vină după mine. Și de ce? Pentru că după tine, asemenea lui Petru, sunt oameni care vin. Imaginați scena asta în care Matei, care era la vamă toată viața, s-a dus după Petru și el. Habar n-avea cu pescuitul, dar s-a dus. Pentru că avea încredere că Petru știe unde merge. Oameni buni, spune Dumnezeu în seara asta, nu este cale de întoarcere. Tu nu înțelegi asta? Nu există cale de întoarcere și Dumnezeu, ca să te convingă de adevărul ăsta, te lasă să mergi fără El, ca să vezi tu ce poți face fără de El. Mai apoi, pentru că nu există cale de întoarcere, Dumnezeu vine după tine, până acolo la mal, te aduce la mal, pentru că vrea mai apoi ca să mergi după El. Și al treilea adevăr pe care vreau să subliniez și prin care Dumnezeu te convinge în seara asta, că nu există cale de întoarcere. Ca să ne convingă de asta, Iisus, ascultați-mă, ne spune ce ne așteaptă, pentru ca să-i putem împlini așteptările. Ne spune ce ne așteaptă ca să-i putem împlini așteptările. După ce mânca bine, cum unii n-ați făcut-o și se vede, Iisus Hristos îl ia pe Petru deoparte și zice, Petre, hai încoace. Vreau să spun ceva. Adevărat, adevărat îți spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vei voi. A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Și după ce a vorbit astfel, a zis, vină după mine. Iisus Hristos, dragii mei, spune lui Petru la ce să se aștepte când îl urmează pe Iisus. Știți de ce? Pentru ca nu cumva Petru să-i înșele din nou
așteptările. Pentru că Petru trebuie să îndeplinească și să împlinească așteptările lui Dumnezeu. Dar, dragii mei, ascultă-mă, ca să putem să împlinim așteptările lui Dumnezeu, El în primul rând ne tratează problemele. Cu Dumnezeu nu mergi bolnav la drum. Dumnezeu, apropo, gândiți-vă la cadrul ăsta, Dumnezeu nu te cheamă pe stomacul gol. Dumnezeu îl hrănește pe Petru, îi dă putere, de energie și după aia îi spune, vină după mine. Dumnezeu te cheamă să mergi după el dacă abia te ții pe picioare. Și de ce? Pentru că Dumnezeu, ca să-ți împlinești chemarea, îți tratează problemele. De ce credeți că îi spune Iisus Hristos, sincer, ați vrea să știți când muriți? Nu, eu unul sincer nu vreau. Că tot acolo ți-a stat gândul. Dar cu toate acestea, Iisus Hristos îi spune lui Petru, Petre, ascultă-mă bine, va veni o vreme, nu acum că ești tânăr, încă, sau crezi tu că ești tânăr, dar știi ceva? Când vei îmbătrâni, adică peste ceva timp, altul te va lua, te va încinge, cu alte cuvinte îi spune că va muri răstignit. Asta îi spune Iisus Hristos, tradus în limbajul zilelor noastre. Petre, să știi că vei muri, fii fericit. Și spun și cum, răstignit. De ce îi spune Iisus lui Petru cum o să moară? Și când mai ales o să moară? De ce credeți că îi spune Iisus un lucru care în mod normal ar părea absurd? Știți de ce? Pentru că prin această informație Iisus Hristos vrea să trateze două probleme care există în viața lui Petru. Și prima din ele este frica. De ce credeți, dragii mei, că a fugit Petru? De ce credeți că s-a lepădat Petru de Iisus de trei ori? Pentru că era frică de moarte când l-a văzut cum se comportă cu Iisus, când l-a văzut că îl judecă pe Iisus, când a realizat că Iisus va fi omorât. Și mai mult de atât, când au zis că există riscul ca oamenii să-L asocieze cu Iisus, spune Biblia că s-a lepădat cu blestem. Pentru că era frică. Și Iisus Hristos îi spune, Petre, de data asta vreau să-ți tratez frica. Și știți, ca să-ți tratez frica, interesant, noi oamenii avem impresia, dragii mei, că există genul ăsta de terapie modernă, dacă vreți. Dacă vrei să rezolvi o problemă, ignoră-o. Detașează-te de ea. Adică, bă, mă scufund, ignoră. Bă, mă nec, ignoră. Mi-e foame, ignoră. Serios, mă doare capul, ignoră. Mi-e rău, e doar o impresie. Nu mă doare capul de bubuie, vorba aia. Și ce face Iisus? Iisus are un mod de a trata problemele, te pune să le înfrunți, nu să le eviți. Petre, hai încoace. Și care e cea mai mare problemă a vieții tale? Frica. Și ca să te scapi de frică, îți spun că o să mori. Și pentru ca să te scapi și mai tare de frică, îți spun că o să mori răstignit. Dar nu acum. Slavă Domnului! Dumnezeu, ascultă-mă, asta face cu Petru și asta face cu noi. Ca să ne putem împlini chemarea, ca să nu se mai lepede încă o dată de Iisus, Iisus, dragii mei, îi tratează problemele. O altă problemă pe care o are Petru, care e evidentă, e competitivitatea. E evidentă. După ce Iisus îi spune, Petre, să știi că o să mor răstignit, și era el cu Iisus și discutau în privat și se întoarce Petru, nu privi înapoi și el se privește înapoi, nu ne-a ascultat predicile, și se întoarce înapoi. Și zice, bun, am înțeles, dar cu Ioan ce o să fie? Dar credeți-mă că nu a zis-o din, așa din compătimire, Doamne, și Ioan o să moară, nu? Pentru că a vrut să zică, bă, eu mor, dar vreau să moară și el, nu? Adică el nu scapă. Cam asta a fost ideea. Pentru că, știi ce e frumos la Scriptură? E că îți prezintă adevărul așa cum este. Ai avea impresia că Ioan, la momentul în care redactează Evanghelia asta, nici nu mai păcătuiește. Fiți atenți. Între ei doi e o competiție, chiar dacă nu, citiți-o printre rânduri dacă vreți. Vă duceți aminte de episodul când se duc la mormânt, Ioan 20? Nu fiți atenți ce spune Biblia. Zice că în ziua din tâi vin femeile, păi Iisus așa și fug amândoi. Cine scrie asta? Ioan. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. 20 Ioan cu 3. Cine descrie asta? Petru. Ioan. E perspectiva lui Ioan asupra cursei. Dar atenție, au început să alerge amândoi împreună. Deci până la un moment dat cap la cap. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru. Adică cine? Ioan. Nu zic că sunt Ioan, dar celălalt ucenic. Cum alerga? Mai repede. Bun, am înțeles că ai zis-o odată. Ok. Uitați versetul 8. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi, de ce o zici de două ori? Pentru că ai vrut să spui cumva, i-am luat fața lui Petru.
Tu trebuie să specifici că Petru a gâfâit în urma ta. Ok? Și acum, uitați-vă puțin în capitolul 21, o altă idee a competitivității între cei doi. Cum se prezintă Ioan aici pe el? Ucenicul pe care îl iubea Iisus. O tras cu ureche la o conversație. Cum se prezintă pe el? Ucenicul pe care îl iubea Iisus. Cum îl prezintă pe Petru? Ucenicul pe care Iisus îl întreabă dacă îl iubește. Și de-aia Petru se întoarce. Bun, dar cu ăsta ce va fi? Așa că moare și el, Doamne. Bun, și Doamne, ce-ți pasă ție? Nu așa că tratează Iisus problema într-un mod foarte interesant. Ce-ți pasă ție? Te simți mai bine dacă o să moară și el? Nu. Și atunci, pentru că Iisus vrea să-ți împlinești chemarea, îți tratează problemele și închei spunându-vă în seara asta, pentru ca să-ți poți împlini, ca să putem împlini așteptările lui Iisus, ne trasează responsabilități. Ne tratează problemele și ne trasează responsabilitățile. Ce îi spune Iisus lui Petru? Petre, hai să spun care e treaba ta. Doamne, eu pescuiesc. Știi, n-aș putea, Doamne, să fac o chestie part-time cu tine. Doamne, ascultă-mă, fii atent. Eu dimineața pe la 6 mă duc cu corabia, vii și după aceea pe mal, rostești o binecuvântare, îmi umpli plasele și după aia, fii atent, de la 2 îți evanghelizi full-time până seara. Tu mă ajuți în afacere, Doamne, eu te ajut în lucrare. Nu? Nu. Iisus Hristos se lea pe Petru deoparte și spune, Petre, ascultă-mă, vreau să-ți trasez responsabilitățile. Iubește, iubesc. Paște. Pescuiește? Nu, paște. Turma mea. Doamne, dar aș putea să pescuiesc, nu vrei să? N-aș putea să te glorific în pescuit. Doamne, dacă le-aș povesti la toți de pescuirea minunată, ei, ascultă-mă, eu nu te-am chemat la pescuit, că de acolo te-am luat. Eu te-am chemat să paști oile, oițele și mielușei mei. Tu înțelegi că Dumnezeu ți-a trăsat responsabilități, de-aia n-ai cum să te întorci. N-ai voie să te întorci din drum. Nu există cale de întoarcere și pentru ca să poți să împlinești lucrul ăsta, Iisus îți trasează responsabilitățile. Nu mai confunda hobby-urile tale cu chemarea ta. Profesionalismul tău cu planul lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu te cheamă să faci lucruri de care spui, habar nu am. Tocmai, hai să spun ceva, ești candidatul perfect pentru chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu lucrează cu oameni care știu să facă ceva. Dumnezeu lucrează cu oameni care sunt dispuși să asculte. Petre, hai încaci, paște, păstorește. Doamne, dar știu că eu îți mai nervez. N-ai văzut și în aia? Cu urechea lui, dacă mă supăr unul la comitet, se scunzi cu o sabia înapoi și eu. Doamne, am temperamentul ăsta, nu-s bun de păstor. Lasă tu asta în seama mea. Eu nu te-am chemat să pescuiești. Eu te-am chemat să paști turma mea, să dai hrană. De-aia găduie să spui ceva. Ai grijă cu ce te hrănești. Pentru că trebuie să-i hrănești pe alții. Apropo, că-s oameni care vin după tine? Ai grijă cu ce te hrănești tu, pentru că trebuie să-i hrănești pe alții. Știți cu ce se hrăneau oamenii în urmă cu 2000 de ani după episodul ăsta? Vremuri diferite, metegne asemănătoare. Știți cu ce? Despre ce să discuta după cadrul ăsta? Auziți ce o preocupa pe ei? Din pricina aceasta, versetul 23, ai grijă cu ce hrănești, că trebuie să-i hrănești pe alții. Din pricina aceasta a ieșit, ce? Zvonul! Printre frați, că ucenicul acela nu va muri deloc. Din toată scena asta fabuloasă cu Iisus Hristos, din toate cuvintele minunate ale lui Dumnezeu, din toată scena asta sublimă și superbă, cu tot ce rămân unii, e cu speculație. Nu vă mai hrăniți cu speculații, cu zvonuri.
frații, nu străini, frații să auziți ce discutau. Zvonuri! Lăsați zvonurile și căutați chemarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un mod de a privi și de a pierde toată esența acestui text biblic. Am auzit pe unul care o predica de aici. Nu vă dau un nume nici de ferință. Auziți? Codul din spatele cifrei 153. 153 de pe jumar. Tot ce l-a interesat pe el din textul ăsta biblic. De ce 153? 13, 5, alăturare, simbolistică. Și aș putea veni cu o predică în seara asta. Ce reprezintă 153? Abana. Nici ei n-au habar, credeți-mă. Au impresia că au habar. Zvonuri. Zvonuri. Tumori. Și pe tine interesează dacă unul nu o să moară. Ai pierdut toată esența. Înțelege ce spun acum în încheiere. Nu există cale de întoarcere. Și cât de mult te iubește Dumnezeu? Atât de mult te iubește Dumnezeu încât o să te lase să falimentezi până când o să cedezi. Atât de mult te iubește Dumnezeu încât o să mai mergi de 30 de ori cu barca și nu o să prinzi nimic. Încât o să mai cerci încă 10 business-uri și o să dai faliment. Încât o să mai încerci încă 5 facultăți și nu o să le termini. Încât o să mai mergi încă la 100 de interviuri pentru job nu știu care și nu o să se întâmple nimic. Pentru că Dumnezeu atât de mult te iubește. Te așteaptă la țărm, la mal. Încât atât o să falimentezi până când o să cedezi. Știu că e greu de zis amin la asta. Dar e adevărat. Atât o să ieșuezi. Cât, Doamne? Încă o dată, încă o dată. Numai du-te fără de Dumnezeu și nu o să prinzi nimic. Ăștia s-au dus să prindă pește. Când ajung pe mal, ce avea Iisus acolo? Era peștele pregătit deja. Pentru că Dumnezeu are resurse. Pentru că Dumnezeu vrea să spună, hei, aici trebuie să privești. Nu în urmă. Nu mai privi înapoi. Nu e cale de întoarcere pentru numele lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegi asta în seara asta. Nu e cale de întoarcere. Hai să ne ridicăm picioare. O să încropim ceva spontan pentecostal în seara asta. N-am făcut nicio repetiție pentru chestia asta. Dar vreau și sunt convins că o să sune foarte frumos. Invit grupul de laudă și închinare aici. În urmă cu un secol și jumătate, mai bine de un secol și jumătate, a avut o trezire spirituală mare de proporții în Anglia. Și foarte mulți oameni de acolo, din nord-vestul Angliei, pentru că au fost mișcați de cuvântul lui Dumnezeu, au mers ca și misionari pe întregul imperiu, pe întreaga întindere a Imperiului Britanic. La vremea respectivă, perla coroanei era India. Și au ajuns într-o zonă foarte săracă, tribală, arhaică, din nord-estul Indiei. Și în urma evanghelizărilor pe care le-au făcut, o familie dintr-un sat s-a convertit la creștinism. L-au primit pe Iisus Hristos, fiind însă dominat de un sistem tribal și arhaic, de religii, de hinduism. La un moment dat, familia asta a fost târâtă în sat, în mijlocul satului, în centrul satului, supusă unei judecăți și au oprobriu public. A venit căpetenia acelei comunități tribale și
La un moment dat l-a chemat pe omul ăsta care s-a pocăit, el, nevastă sa și cei doi copii. Și l-a zis așa: oameni buni, e simplu. Dacă nu vă lepădați de Hristos, de Iisus ăsta, vreau să știți ce o să se întâmple cu voi. I-a luat pe cei doi băieți ai lui, i-a dus în față și a zis: dacă nu renunțați la credința asta, la Iisus Hristos, noi îi omorâm. Și se spune că acest tată, uitându-se la cei doi fii ai lui, a rostit niște cuvinte care au devenit mai apoi o cântare și care este cântată de mai bine de 150 de ani, întreaga lume creștină. Și a zis: m-am hotărât să-L urmez pe Iisus și înapoi eu nu voi da. Și după ce a rostit cuvintele acestea, cei doi fii lui au fost omorâți. După ce a omorât copiii, a luat după nevastă sa și a zis: bă, ascultă-mă aici, uită-te la ea, o iubești? Normal că o iubesc, cu lacrimi în ochi. Dacă nu renunți la Iisus Hristos, omorâm și pe ea. Și din nou acest om cu lacrimi a zis: nimic nu mă va clinti pe cale și înapoi eu nu voi da. Eu omorâ și soția. Și în cele din urmă a zis: băi, acum, bun, dar să știi că te omorâm și pe tine, nu-i glumă. Te lași de Iisus sau nu? Și-ar fi zis omul ăsta: în urmă lumea, înainte-i Iisus și înapoi eu nu voi da. Nu există cale de întoarcere. Nu există cale de întoarcere.